ea în acțiune, mergem la o mică plimbare. Salut! Și Ionuț, ce mă tin și Mihaela? Nu! Ba da? Ba nu! Dar ce-i cu părul Melisei? Mai răbdăm un pic! De ce oare are culoarea aceasta? Nu trebuie să judicăm oamenii după îmbrăcăminte. Marca telefonul să facă! Ce e acolo, tate? Iar aici avem... camera secretă. După ce am sărbătorit 1.000.000 de abonați, ne-a rămas multă mâncare! Apropo, astăzi Melisa a venit de la școală și a zis că a primit foarte multe mesaje de felicitare. Mulțumim, vă salutăm! Și pe toți cei care ne urmăresc și ne-au scris foarte multe mesaje, tati, sute, mii de mesaje și pe Instagram, și pe Facebook, și pe YouTube. Dar și foarte mulți prieteni de-ai noștri ne-au sunat să ne felicite cu această frumoasă cifră în contorul YouTube-ului. Poftă bună! Mulțumim și la masă vă pot. Ia picii din familia Melimi, ca niciodată toți au adormit. Și Ionuț, și Matei, și Mihaela. Iar noi avem o întrebare. Când mergeți în oraș cu familia, ce vă place cel mai mult să comandați de mâncare? Eu sunt sigur, mame. Pizza. Sau altceva. Pizza, toți vor pizza. Eu cred că toți vor pe tine. De acum înainte, foarte mulți am scris că le-a plăcut celor pe adinele după ce le-am făcut noi recomandarea. Dar nu a fost recomandare proastă, ci una foarte, foarte, foarte... Pentru că până acum noi nu am mâncat pe adine. Nu știam de ele. Nu știam de ele. Și când le-am gustat, sunt extrem de delicioase. Am gustat în multe. În multe părți. Da. Dar aici sunt cele cu siguranță, cei care trec prin Oradea, numai decât trebuie să gustați pe adinele din Oradea. Dar la Mersi îmi plac cel mai mult. Am adus un mers pentru Ice. E o dulceață de weekend. Așa. Folosim foarte ca pentru bebeluși. Ce ai simțit? Ce ai simțit tu, a? Ce ai simțit azi? A simțit ce a văzut? Wow! Poftă bună, Ice! Toată familia în acțiune, mergem la o mică plimbare. Și o mică distracție. Ce faceți, fetelor? Umflăm niște baloane. Și vă reușește? Da. Oh, și Matei aici. El încearcă să umple un balon cu o bombă. Wow! La mulți ani! La mulți ani, Daria! La mulți ani, Daria! Iar aici cine? V-am prins! Ce faceți? Mergem la televizor. Vizionare plăcută! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Am ajuns acasă, dar avem și multă mâncare și la mami mână. Da, da, mulțumim Daria și Andreea pentru bucatele gustoase. Mergem să le punem în frigider? De dimineață ne-a schimbat planurile, am avut un apel telefonic și trebuie să mergem la o instituție publică. Și ne-am îmbrăcat? De ce așa ne-am îmbrăcat? Ca să vorbim cu ei la același nivel. Da, din păcate, cu regret, constatăm că unii oameni te apreciază după ținute. Nu cum gândești, dar cum ești îmbrăcat. Am avut acolo o experiență la aceeași instituție și am mers așa cum știți cu voi pe noi. Simplu, zi de zi. Dar în loc de servicii am primit un ping-pong. Am făcut ani de facultate, de licență, de masterat, de mami, doctorat. Și cineva care nu are facultate să ne învețe pe noi. Da, la solicitarea noastră de a primi răspunsuri am primit doar urlete. Și la telefon și acolo. Până la final am spus, nu, doar am început să spunem câteva prevederi legale și apele s-au calmat imediat. Păcat, păcat, pentru cei care nu au făcut dreptul și să beneficieze de așa servicii necalitative. Și acum ne-am gândit cu tate că să mergem să discutăm față în față cu funcționarii. Da. Toată viața noastră cu mami am lucrat în domeniul public și i-am tratat pe toți oamenii în mod egal, indiferent de statutul social, indiferent de rasă, religie. Dar și multe alte criterii de diferențiere a populației. Da, ne vedeți așa un pic supărați, dar sperăm că o să treacă și va fi totul bine până la final. Rămâneți cu noi! Mami, tu poate speri, eu sunt convins, pentru că ori de câte ori
triumfează legea. Și cum am zis, am schimbat 2-3 vorbe, totul s-a rezolvat în nici 2 minute și toți liniștiți, împăcați, noi și mai liniștiți, mergem acasă. Totuși, revin la subiectul ăsta cu haina îl face pe om sau unul face haina. Și aici, unul din cei mai influenți oameni din Republica Moldova, Dumitru Voloșin, este un om care îl cunoaște foarte, foarte multă lume. Și nu numai în Republica Moldova. Da, este pe scutare. Mondial. Și el umblă prin oraș desculț. Pentru sănătate. Și mulți îl confundă cu oamenii străzii. Dar nu e așa. De aceea nu trebuie judecăm. Să apreciem, nu trebuie să judecăm oamenii după îmbrăcăminte. Și după ce am rezolvat întrebările noastre, am plecat să luăm pe Mircea de la școală. Cum a fost la școală? Bine. Super. Ei au avut campionat la fotbal în școală și clasa lor s-a clasat pe locul 3. Și primăvara o să mai facem exerciții, ne vom antrena și după aceea vom lua locul 1. Așa a zis profesorul de fotbal. Super! Îi dorim succes și lui Mircea, dar și colegilor lui. Micii fotbaliști, cine iubește fotbalul, scrieți în comentarii sau dacă țineți cu vreo echipă, dar, care este ea? Dar oricum, ne-am câștigat la al doilea meci. Primul a fost excepțional. Așa e. Prima dată, la început, e dificil. După aceea, prin multă muncă, obținem rezultate bune. Și respectând tradiția de ani de zile, familia Milimi în fiecare sâmbătă vine fie la piscină, fie la saună, mai nou acum și la jacuzzi! Să și mai și vă luăm și pe voi cu noi! Să petreceți o seară în familia Milimi la jacuzzi! Tatiu cel pregătit acolo! E o surpriză pentru noi! Ca să fie ședirea noastră și mai interesantă, am adus aici un televizor pentru că ne permite umiditatea. Avem dezumidificator foarte, foarte puternic și am mai luat în pace mamii mâncărică, băuturică, ușurică și foarte multe semințe. Eu pot să stau în picioare. Bravo! Ești în picioare acum! Iar eu nu-ți pornește blubucii. După această ușă avem un living, dar la el vom reveni foarte curând, dacă și voi vreți! Lângă livingul de care zicem mame, avem o mică băiță. Dacă mergem mai departe, dăm de o cabină de duș! Poate cine necesare, tati va trebui să faci o poliță mai sus, așa un raft, ca să punem șamponul și toate necesare. Gelul și da. Apre. Și mai avem încă ceva aici, tate. Aici avem niște umeroașe, cuieroașe. Da, aici avem halatele. Halatele. Am uitat că halatele am pregătit, dar au rămas acolo în partea aia. La altă, le aduc imediat. Șezlongurile noastre, Doamne, cât de mult le-am așteptat. Toate și sfârbinți. Sunt încălzite! De fapt, uscătorul sau dezumidificatorul nostru trage aerul de aici și dă aer cald. Și se încălzește foarte bine la noi în jacuzzi. Ce e acolo, tate? Iar aici avem camera secretă. O altă cameră secretă la care vom reveni foarte curând. Acum noi acolo ținem gonflabilele noastre și câteva cutiuțe. Dar foarte, foarte curând revenim și acolo. Tate, deschide să vedem! Poftim, mamă! Toate secretele, mamă! Cutiile noastre! Și... Gonflabilele! Tati, dar aici lumini avem? Aici e mai rece decât acolo! Mami, ea privește cum se aprinde cerul în steaua. Uau!
minute! Perfect! Abia aștept! Să vedem ce surprize ne pregătești în această cameră secretă. Cred că deja mai mult ți-au dat seama. Ia, ce este aici? Vreau să-mi ziceți. Ce sunt cu scaunile astea? Hai că ți-a venit și eu, Ionuș. Aici vrei? Acum încă nu. Mai răbdăm un pic. Dacă vrei să petrecem 24 de ore aici, atunci dăm de știre și scrie comentarii. Iar noi acum ne punem să privim o comedie. Dar ce-i cu părul Melisei? Cineva a observat? Ce s-a întâmplat cu el? De ce oare are culoarea aceasta? Eu cred că oamenii deja știu oamenii. Cei care ne privesc știu, dar să vedem de unde știu ei. De ce Melisa are părul? Albastru! Albastru și arată în halul ăsta. Am ales să privim un film cu unul din actorii noștri preferați, Jackie Chan. Imediat! Ține Matei! Dar oare vouă vă plac filmele cu acest actor? Cu Jackie Chan? Sau aveți alții preferați? Băieții vor simințe! Vor alune! Vor pistic! Aaaa, nu pot să-l deschid! Apropo, ție ce fel de simințe îți plac? Sau fructe uscate? Hai, mami, te ajut eu? Să nu facem simințe... Din tot jacuzile! Dacă am arunte, mami... Las că-s bune, tati! Dar cele mai interesante filmulețe sunt ale familiei Melini! Da, da, da! Am făcut câte un duș, am îmbrăcat, de fapt, toți am îmbrăcat în afară de mine halatele și mergem în casă. Ne așteaptă Ionuț cu Mihaela. Noi am îmbrăcat și halatele pentru că vom ieși pe afară și să nu mergem, pentru că nu am fost part-time, că ziți. Deși temperatura în spa-ul nostru s-a ridicat mai la 31 grade aproape. Jacuzzi mi-a luat toate puterile. Mă duc să prind forță. Salut! Unde te duci? Ce ai acolo, balon? Balon! Începem dimineața cu un mic dejun, broccoli, mami, cereale de ovăz fiert și ceilalți verdeață și wow și cărniță. Poftă bună, Ionuț! Mănâncă că e gustos! Dar eu aștept la vova. Pavlova? Cine știe rețeta la Pavlova, vă rog frumos să ne scrieți și nouă în comentarii, să o facem acasă. Uite, așa arată! Și cu cireșe, nu știu ce nu este înăuntru. Ei, băieți, ce faceți voi cu sub masă? Vreau mă spargem. Spargeți baloanele? Nu mai filmăm cu astea. Bravo, da. Nu e ce cu Melisa? Facem temele. Iar băieții îi sparg baloane. Matei și Ionuț acum vor trebui să facă curățenie. Nu! Auziți, băieți, hai! Nu! Ba da? Ba nu! Și după ce am făcut dezordine... Facem curățenie. Da. Hai! Adunăm totul. Unde duci, Matei? Ionuț! Unde duci, Ionuț? Unde pleci? Cred că pleacă să aducă aspiratorul. Matei! Salut! Primul topogan este unul cu masaj. Iupi! Face masaj! Și Matei? Eu sunt la palet. Acum plecăm printr-un tunel care duce la o trampolină. Venim pe aici și... Trampolina! Ce faci? Eu mă duc cu... Trenulețul construiești? Da! Vai!
Togan cu minciuțe. Am aterizat de pe altă lume, pe pământ. Și dăm pe tiraneală. Salut! Acum vreau să încerc dacă voi putea ajunge la mijloc. Hai, ochește! Wow, încă puțin! Ce am găsit aici? Un tunel foarte colorat! Cât de interesant este! Uita! Este! Ai. Dar avem și o bară! Te-am prins! Iar pentru cei mici, aici am găsit un cățușor cu multe jucării! O căsuță pentru băbuși? Vai, cu scări! Și cu dormitoare! Cu băi? Ce interesant! Salut! Avem un pianist aici. Aici am găsit și un castel. Iar pentru cei pasionați de bucătărie, este un alt colțișor cu un robinet de jucărie, dar și un cuptor. Și asta unde punem, ia arată. Unde-i corect? Așa, bravo! Și mai departe. Așa, hai, hai. Nu, este. Floricica. Acolo. Iar în final o tiroliană. Și Ionuț, prinde-o. Ușurel, hai. Dar mie mi-a plăcut foarte mult acest scrinciob.